Sang-young, how are you today? What would you like to know about director Sang-young? Știe. Ai, e Siria ta din telefon? Parchează singură? Da. Te dai jos și parchez eu. Nu, asta nu e. Schimbătorul nu e de ce, 80 de mii de euro, cum te-ai obișnuit tu. Ia uite. 3000 diesel are Infiniti, are 1.5 benzină. Ce vrea să facă 1.5 pe lângă 3000? Spune-mi doar dacă benzina e mai ieftină decât dieselul. El are 230, 290 de cai. Benzina e mai ieftină decât dieselul? Da. E mai bună asta. Da. Interesant cum astea de aici se aprind noaptea. Foarte interesant. Cuplu 280 Newton metru. E neașteptat de rapid motorul ăsta de 1.5. 163 de cai. Pe 1.5 tone, cred că, habar n-am. Cât e de grea, dar știu că trage după ea maxim 2 tone. Are o cutie automată în 6 trepte. 6 sunt, hai să vedem. După manual. 6 trepte, da. 6 trepte. Asistență la frânare, față spate, menținerea benzii de circulație, autolight, coboară singură, asistență pantă. Materialele eu nu cred că sunt de proastă calitate. Fac și eu moale, tare, aici e tare. Tare, aici e tare, da. Aici e moale, aici e tare, aici e destul, cât să ne facem treaba. Și are un cuplu, ia. Gândește un pic când o accelerezi, până-i dă inferioară. Da, să ne înțelegem. 19.000 de euro. Nu gândește deloc mult pentru banii ăștia. Și dacă dăm pe manual, zic să conducem un pic sportiv, avem 3.000 de ture. Acum eu. Crește, îi simți puterea după 3.000 de ture. Până în 2.000 și ceva nu prea are. După 3.000, uite, are cuplu bun. Wow. Bun. Consumul e un pic, să zic, mare pentru 2023, pentru ce motoare fac ăștia acum. Consumul este mare, dar ea, paca, am intrat în depășire, a treia, n-a poftit. 1.5. Și acum dacă îi dau a patra, 3, dau inferioară. Incredibil, zicea cineva de motor de 1.5, spunea, ia bă, lăsați-mă în pace cu... Ai motor de drujbă. Nu, e foarte bun. Foarte bun. Dar consumul mi se pare un pic cam mare.
mie, mai ales că acum au început să fie și mașinile astea hibrid, care îți dai seama că sunt dublu la bani. Dar credeți-mă ce vă spun, și nu că am eu Rexton și că sunt în Sankyung. Am luat mașina asta în test drive pentru că am vrut să văd ce mașini mai fac cei de la Sankyung. Ca a mea e clasa lor cea mai bună, cea mai scumpă, Rexton, da? G4. Însă iau una mai low budget, așa, să văd exact de ce au părerea asta total greșită românii despre mașinile lor. Și credeți-mă ce vă spun, că nu am fost deloc dezamăgit, din contră. Sunt super mulțumit de mașina asta, care iau, frânează și singură acum, de mi-a pus ăsta frână în față fără să mă anunțe. De ce poate să-ți ofere o mașină care pornește de la 19.000 de euro? Mașina asta pe care o conduc eu e 23.000 de euro cu TVA. Asta înseamnă că dacă ai pe firmă și vrei să scazi TVA-ul, te înjuri tot de 19.000 de euro. Asistență la părăsirea benzii, când ieși din parcare, ține strada, frânează și cu fața și cu spatele, v-am spus, scaune încălzite, ventilate, volan încălzit, un ecran de 8, cred că e, cu touch, care răspunde foarte bine. Muzica e adevărat mediocră. Consumul, da, mie mi-a consumat, ați văzut că am făcut costum în jur de 9,5 până în 10, dar nu am amenajat-o deloc, chiar i-am rupt ficații cât am putut în legalitatea asta, să stau cu permisul în buzunar. Că știți că s-au mărit acum amenziile și punctele și toate cele. Are un interior drăguț, nu deloc chicios, deloc chicios. Dacă nevastă mi-a zis, îmi place. Acum vreau să iau și pe ea să văd și părerea ei, să-i dau un pic să o conducă și să-mi spună părerea ei. Iluminatul seara foarte drăguț, așa, un pic, nu exagerat. Stă foarte bine în curbe, răspunde foarte bine direcția. Deci, putem să cumpărăm mașini bune și sub 20.000 de euro, cu toate opțiunile. Na, nu avem firmă, da? Eu mi-am luat Rexton, tot de la ei, sunt foarte mulțumit. Foarte mulțumit. V-am mai spus, dau într-o groapă râd. E tank. 10 ani garanție la fel și la asta. Ai 10 ani garanție și la asta. 19.000 pe un second, stai cu frica în sân că-ți crapă cutia, ferească Dumnezeu motorul sau un filtru de particule de sare în aer cu 3, 4, 5.000, nu poți să dai 19.000 să stai liniștit fără niciun fel de grijă, după părerea mea. Bine, când ajungi la un nivel că nu mai trebuie să demonstrezi nimic. Dacă ți-e mașina, doar să-i arăți vecinului tău că tu ai, nu știu, BMW și el are Corrado, vezi că el pleacă liniștit la muncă, nu are niciun stres și tu stai să vezi dacă îți fierbe apa. Vorbesc dacă e mașină secă. Așa că... Sankyung, ar trebui să mă sunați. Știi ce zic? La câte lucruri frumoase, adevărate am spus despre voi. Și vreau să revin. Și vreau să vă spun, fără glumă, fără nimic. Eu mi-am cumpărat mașina, nu e reclamă, nu sunt plătit. Ceea ce n-ar strica să fiu plătit, dar asta e altă discuție. O fac doar pentru faptul că mi-am cumpărat mașina și sunt foarte mulțumit de ea. Că-i Sankyung, că-i Jongjong, că-i Jilin, că-i Meling, că s-a mai făcut acum Menjing, nu știu cum să se numesc ea. Eu am
Rexton G4 de la oamenii ăștia care fac și Corrado. Și e foarte bună o mașină care zic că e low budget. Pă bune? Un SUV mediu de familie genial. Consum bine. Nu știu dacă mergi normal cu ea cât consumă. Să-i mai resetez odată consumul și să mergem ca oamenii normali. Să nu mai schimbăm în 5.000. Oricum, așteptați-vă la un 8. 8-9. Pe acolo. Oraș vorbim. Când să trecem? Azi, mâine, azi, mâine, mâine, azi, azi, mâine, fix acum e momentul. Și am plecat, ia scârție. Ia. Care un pic, în caz de se oprește bateria, te oprești, da? Aia sunt în spatele tău. Sunt în spatele tău, în literă. Mașină, dar stai cu mine să vorbești cu mine. Nu, de ce? Mergi tu și vorbești tu. Vino cu mine, tu vorbești. Mergi tu și vorbești tu. Vorbești singur așa. De ce? Vino cu mine, așa. Hai, bună. Bună. Unde te duc? Nu mă duci nicăieri, vezi dacă îți place mașina. Că e... Tu n-ai mers niciodată cu low budget, că nu mergi. E din asta de nu faci nicăieri? Da. Și? Sunt scaunul cu tine. Mamă, cât e greu merge schimbătorul. E puțin ca în frig. Și cum fac așa de volan atât de mult și nu se mișcă mașinile? Roțile? Mașinile sunt... Dar roțile nu se mișcă? Uite-te un pic cum fac! E la mișto volanul pus. Nu, te rog eu frumos, trebuie să filmez cu telefonul, că nu se mișcă nimic. Bă, da, se mișcă acum. Și de ce nu mă duc stânga-dreapta? Cum adică nici tu stânga? Că păi fac așa... Tu te-ți dreapta. Da, dar de ce am voie să fac atât de mult de volan? Păi nu ai voie, faci tu de nebună, dar tu n-ai voie să faci așa de volan. De ce pui frâna? Nu știu, cu frâna asta înseamnă că mie nu merge frâna la mașină, că eu trebuie să apăs o grămadă ca să pună frână. Nu, asta nu e... Schimbătorul nu e de nu e ce 80 de mii de euro, cum te-ai obișnuit tu. Ia uite ce bine se vede aia, cred că trebuie să o sprești pe aia un pic. Mai să mai văd bine senzorii. Se mai vede bine camera, nu senzorii. Așa, mă. Poate n-a pus eu cum trebuie. Dar de ce e așa? Că nu e folosită, nu? Și da, nu e nou, da, nu e folosită. Nu înțeles. Da. Cred că are motor de 1.2. 1.5, 100... 1.5, cred că 1.5 e mai puțin decât are Duster-ul. Ce vezi? Că nu merge mașina?
văd un pic mai încolo. Ai început? Hai că-mi dau ochelarii jos, poate ai impresia că nu văd cum trebuie. De pe normal că nu vezi cum trebuie. Încotro mă duc. Dreapta. Mam. Dar acolo ce? E gol așa? Nu, ales luminile de noapte. Și în interior așa pare gol, așa? Oh, da, e luminile de noapte. Interesant. Aia îmi place. Dar ți se pare că ne mișcăm? Că eu apăs pe asta, dar nu se duce. Nu ne mișcăm, nu? Am nevoie să beau ceva când ajung acasă. Ce s-a întâmplat? De ce a pucnit? A, s-au pus alea la uși? Da. O să mă fac acum că o să aici, dar tot ce trebuie. Păi zicea că îți place cum merge mașina, ce... Merge încet. Merge încet? Da. Păi accelerează dacă vrei să meargă tare. Păi n-are kickdown din ăla. Păi vezi cu Infiniti, știi unde eram la Consolite. 3000 diesel are Infiniti, are 1.5 benzină. Ce-i vrea să facă 1.5 până lângă 3000? Spune-mi doar dacă benzina e mai ieftină decât dieselul. El are 230-290 de cai. Benzina e mai ieftină decât dieselul? Da. E mai bună asta. Mergem pe economie. Mai ții minte că erau telefoanele alea? Nu știi. Alea vechi, erau fake-uri. Fake-uri de telefon. Tu ai prins fake de telefon? Eu am fost în perioada când se construiau fake-urile de telefon. Și acum unde mă duc? Mergem pe centură? Nu mergem pe centură. Hai, du-te, hai bine și dai-mă acolo la centura aia. Dăm la sensul giratorul de întorcer. Știi, parcă... O, trebuie să duci pe pod după aia, da? Am impresia că... Dar de ce e atât de mic volanul ăsta? Că acolo, eu nu sunt obișnuită cu dai, din astea așa mici. Dacă dai mâna mai jos, vezi că e mai gros un pic. Ia vezi. S-a, na? Mai e gros da, un pic? Da, dar nu mai e... rotund. Acolo mă-și deranjează un pic. Trebuie să filmez asta până, nu există. Deci nu știu unde, cum, n-ai mai prostit în hamul. Bine, știu ce-am mai prostit, dar n-ai cum să-mi spui că volanul nu e rotund. Deci, aici? Acum, nu, aici jos, nu e aici rotund. Mama, ai văzut cum, ai văzut? Mama. Ai văzut cum ți-am ratat groapa aia? Da, ai ratat groapa, ai ratat. Da. Ți-am ocolit, scuze-mă asta. Da. Aici zic, nu e la mână, nu e. Iar aici e prea mic. Nu că mă, și eu uite, și astea ce ies aici? Că mă și deranjează. De ce au făcut volanul ăsta cu designul ăsta așa futurist? Ai când o ziceam așa? Mamă, să mă arăt. De ce? Da, nu știu, dar uite-te, verifică frâna la Infiniti, că eu ca să pun frână, eu mă duc. Asta pune prea repede. Ori nu e bine, că frâna trebuie să apeși un pic așa și să se oprească instant să te dea cu capul. Da, trebuie să te bagi. Trebuie să așa ușor, exact, în funcție de cum apeși. În funcție de exact. Mamă, am depășit pe cineva. Bine, nu m-au ajuns, adică asta vreau să zic, că încă n-am depășit pe nimeni. Dar îmi place aici, ia uite, aia se vede mai bine. Are culori. A mea n-are decât două. E colorat, e ce trebuie. Da. Merge și mult bine. Nu știu ce să zic. Te întorci la sensul ăsta că e mult oricum. Ai dus mult oricum. Te-ai plictisit? Da. Și oricum l-a căzut lumina și nu mai vedeam. În mașină? Da. Și mai conduc mâine? Nu știu ce să zic. Dacă nu-ți place că nu merge, nu trage, nu. Nu, e ok că e mașină nouă, știi ce? Mie spunem cât consumă. Că aici e problema mea, consum. 10. 10. Benzină. Ce faci? Ce faci? Nu oprea ce vrei. Să intre în noi, eu mă asigur că așa fac. Eu mă opresc și la orice. Cât 10 ai zis? Că acum mi-am dat seama. Da. În oraș? Da. Păi nu e schemă. Uite cum face volanul ăsta. Și noi ne mișcăm.
Ne mișcăm stânga-dreapta. Adică are stabilitate, asta am vrut să zic. Sau are prea mare din aia, cum se cheamă. Știi tu, până se ia curba. Știi ce vreau să spun? Că da, sunt suflete pereche și tu înțelegi. Știu, da, știu. Iată că m-a atenționat că m-am depășit banda. Iată să mai facem o dată. Trage volanul, dacă e mâna după volan, te pune ea pe bandă. Ceai, îmi trebuie și eu mașină și acum ce? E, pe aici nu e dungă, pune mâna pe bandă. Pe volan. Trebuie să fim între dungi. Aha. Păi și care șansele să prindem niște dungi în afară de autostradă? Tot timpul, când, acolo, pe acolo strec. Când în rest noi avem câte o bandă, de sens. Acolo sunt. Așa, și unde îi dăm și noi să vedem cum merge? Nu mai dăm. De ce? Fii că e dat acolo, îi dai un pic popot când te cobor și aia e. Ai văzut cum am ridicat piciorul când n-am pus frână în... Cred că a doua oară când... Frână în nu timp e... ce luam groapa. Gropile cu piciorul nu pe frână. Nu e adevărat, nu mai am, mi-a intrat în reflex. A, ți-a intrat, da. Făceam schimbat niște telescoape și niște chestii. N-ai schimbat telescoapele la mașină? Nu, n-am schimbat. Brațele și bușile. Acum 3 ani când nici nu era mașina la mine, era la tine. La mine ai schimbat uleiul. Uleiul. Uite, și acum încă îmi vine să ridic piciorul de pe accelerație ca să-mi schimbe viteza. Că așa m-am obișnuit. Așa făceam ca să-mi schimbe viteza. Mamă, dar ce frână are. Că spun o frână acum, știi unde te duci? A, ți-ai pus centura. Am centura. Da, am centura. You know? Mie nu-mi place că mă lasă conduc atât de puțin. Nu mă pot băga în fața ăstuia. Nu te băga. Că nu prinde. Nu prinde. N-ai semnal? Poftim? Nu ai semnal? Semnalizare, n-ai când faci treaba. N-am știut treaba. Unde e, că la mașinile astea vechi e... nu mi-a fost la mână, că nu, e volanul prea subțire. Da. Haide, uite cum am semnalizat acum, vezi? Camera. Dar cum e să filmezi fără să pui baterie sau să ai baterie, că nu înțeleg, adică te-ai dus am să, filmezi, buzunar. Să filmezi mașina. Am baterie în buzunar. Ia. Și de ce nu pui? Cam am asta în mână, tu nu vezi că am o cameră în mână? Ia uite cum aveam mașina înainte. Ferrari ăla de acolo. Îmi place că are frân bun, mult. Păi e nou. Da, trebuie să te duci să-mi pui și mie frân la mașină. Sau pus mie altă mașină. Și să nu mai pui, știi? Că aia bogații s-a terminat frânul, cumpere altă mașină care are frân, cum ar fi. Asta chiar pot să o fac, asta chiar costă cu un freon. Asta chiar costă cu un freon. Cred că e mai ieftină decât Duster. Cât a dat mai cât a pe Duster? Nu, că e vechi. Cât e un Duster? Că nu știm cât e un Duster. 23-24 de mii am ăsta, modelul, nu știu. Motor 1.6? Mă, asta e 23 de mii, fix mașina asta pe care o conducem, cu scaune ventilate, încălzite, volan încălzit. Eu sunt obișnuită cu scaunele ventilate, că am și la mașina mea, da. Care e 2013, ăștia au făcut 2023. Mea, mașina mea pe care nu o vând. Că ai zis că vrei să o vinzi, da. Nu o vând, e mașina mea și nu o vând. De ce? Că nu vreau să o vând. Eu tot de nu ce faci cu dar nu știu că se mișcă singur, adică e ceva, ce mai face? Ce știe mă mașina asta să mai fac? Arată și mie niște. De toate, frânează singură în caz de tu te machezi, frânează eu și nu, cu spatele. Eu nu mă machez. Da, bun, doar. Fumează și frânează și cu spatele și cu fața, ține banda. Cum frânează cu spatele? A, când dau cu spatele. Când dau spatele, dacă îi sari o repede, frânează singur. Fără să mai pui tu piciorul cu frână. Deci nu poți să fac nimic. Nu poți să lovești mașina asta, da. Dacă vrei să...
E, poți? Că... Tu, da, tu poți, tu chiar poți. Făceam obții, în fine, ce nu răci. Înfăluită în stare de culcare, așează mintea lătura cu chei. Aoleu! Ce? La repă la ieftin. Mie îmi face upgrade la sistem audio, că eu de când sunt cu un artist care are atât de multe boxe, eu simt finețea sunetului. Și ce mi-ai făcut tu acum, asta nu a fost deloc. Asta, efectiv, cred că mi-a curs un pic de... Doamne, ce filmările mâine, mâncați și că mă duc la prețul cel bun toată ziua. Tu auzi? Ce-am făcut? Trebuie să-mi pui altceva. Aici? Costă 20.000 de euro mașină. Ce sistem audio vrei? Să audă, știi, te înțelegi, piesa e perfect. Și vreau să mă uit un pic la astea aici. Pe unde? Pe aici? Eu nu prea știu. Da, pe aici. Prin partea asta nouă, la cartier. Merge și la sală, dacă tot am ajuns până aici? Nu. Să ne facem abonament? Nu. Dar când mergem? Când? O fi. Păi, dar aș vrea și eu, mi-ai promis. Te-am luat că se mește un pic cu mașina asta, nu o să-ți dai seama dacă îți place sau nu-ți place. Și dacă e o mașină fiabilă sau nu e o mașină fiabilă la 20.000 de euro. La 20.000 de euro? Da. 17.000. La 17.000 o luăm, dar fără scaunele din spate. Nu știu ce să zic, dar parcă e cam joasă, nu? E mai înalt infinit un om, nu? E sub un mediu de la ei. Ia. Mai e la mișto, nu? Merge foarte ușor. Uite cum se aude. Se aude că intră în cutie. Zici că-s mașințele alea de mă duc în parcul de distracție. Și acum dacă iau piciorul, are se oprește automat la semafor? Da. Bine, în D, dacă e în D. Și se oprește? Da. Ai văzut asta? Uite. Butonul aici. Ah, ok, bine. Și ce mai are? Are 4x4, este 4x4, nu? Se blochează, da. Așa, și are și din aia diferențială, cum ai zis tu, care... Nu? Nu are diferențială blocată. Nu ne-a ajutat cu nimic, Infiniti avea și tot am rămas. Nu, Infiniti nu are. Tu ai zis că are. Nu are, are doar un sistem de 4x4 făcut de la Nissan. Dar nu are diferențială blocată. Ești obosit? Te deranjezi un pic? Mă deranjezi un pic, da. Da, să vedem și noi ce se întâmplă aici. Mă uit ca și cum ar trebui să mi-o cumpăr sau ca și cum... Nu, uite-te doar la mișto așa. Păi la mișto nu-mi place la mișto. Dar e... Nu, că o vreau! O vreau! Nu, n-am zis că nu o vreau. Ai zis că nu-ți place. Nu, că-mi place. Cum să nu-mi placă? Îmi place, seamănă cu, uite, cu DSE-ul ăla. Unul dintre DSE-uri aici. Vezi? Ai zis că nu-ți plac butoanele. Păi de asta nu-mi plac. Nu mi-au plăcut niciodată butoanele, că spre vechi. Acum în 2023 totul trebuie să fie pe taci. Ce, gata, pleci de lângă mine? Unde te duci? Stai un pic. Totul trebuie să fie pe taci în 2023. N-am cu ce vorbesc și mi-e place să vorbesc. De ce sunt butoane aici? Hai că poate pe astea de la volum, de la climă, să zic că le mai înțelegeam. Are volanul încălzit? Butoanele, da. Are volanul aerisit? Te rog eu, te pun așa, așa te pun, jur. Nu mă așa pune, te pun. Nu mă face drăs. Așa te pun. Nu are? Cum. Deci n-ai cum. Aerisit, da. Da. Și ca să dai ok, asta uite aici. Asta îmi place. Ca să dai ok, apeși aici, uite. Uite, mai, ce arată săgeata asta? Okay. Arată beac. Apeși pe el. Apeși pe el. Apeși pe el, e ok și mod, apeși pe el. Stai să văd ce face. Și vreau să știu dacă geamul din față, iarna, se poate, se dezgheață. Da, se dezgheață singur. Da? Da, da, da. Dar are din alea cum avem noi pe gara să nu se, da, să are, se pună, da, zăpada? Exact. Cum se numesc? Da, are, degivrare. Are degivrare mașina, da, asta are, pe ea? Păi parbrizul, mie nu-mi place. Am spus toată. Are parbrizul încălzit. Are volanul încălzit, uite, dacă vreți apăs să vezi cum se simte volanul încălzit. Că noi n-avem la nicio mașină așa ceva. Da. Dar aici la schimb, am, da. Hai că ce să mă obișnuiești și cu alea astea așa. Uite, să schimb acolo alea toate. Ce, stai, nu apăsa tu pe mașina mea, acum am uit eu ea. Sang-yong? How are you today? What would you like to know about director Sang-yong? Mă știe! E Siria ta din telefon? Da, trebuie să-mi schimb.
Deci fii atent, tu poți să umpli la niște setări acolo și eu pot să umplu la niște setări aici. Da, clar. Cât de tare. Are mai multe funcții decât are Infinity-ul meu, nu? Dar e o mașină nouă. Ce mașină mai cumperi așa? La banii ăștia? Nouă. Mai da. Cumperi? Nu. Nici la asta nu mai cumperi. Ai 9 mesaje pe WhatsApp? Să intrăm să vedem cine este. Mi-a făcut plăcere să merg cu tine. Mie nu. Lei, te rog, eu trimite-mi și mie pe Revolut. Serios, te rog. Acum. Te rog. Eu mă duc un pic aici până la eveniment și vin după aia acasă, ok?